Noi nu is going to buy this, lol. Ci că nu o să cumpere nimeni asta, lol. Bă, ăsta zis de desenul meu, ești nebun la cap. Ia uite, bă, ce mărlămoi aici, ești nebun. Cum o să zică de desenul meu? Bă, voi vedeți ce are ăsta aici? Are de desenul ăsta, expert, joacă de 30 de ani aici. Pur și simplu e imposibil așa ceva. E, cum ar fi să fie o secțiune unde se dă Robux și gratis? Unde se dau, nu unde se dă, apropo. Astăzi vom încerca aceste mini-game-uri care cică ne dau Robux și gratis. Ia mă să vedem. Înainte să nu uitați neapărat de un like, aș aprecia foarte mult, pentru că e primul meu video lung de pe canal cu Roblox, cred. Dacă nu mă înșel memoria, așa că nu uitați neapărat de un like, un subscribe, să facem cât mai repede 100.000 și hai să începem. Deci, faza destul de nașpa e că eu nu știu ce trebuie să fac gen aici. Ok. Și că trebuie bui pes. Stai, e cu Robux, nu? Da, 100% e cu Robux. Normal că nu o să cumpărăm. Bro, e prima oară când joc asta și crezi că bag Robux. În fine. Ok, claim daily reward. Haide. Păi care e reward, bro? N-am niciun reward. Ok, am primit 100 de art coins. Nu știu care-i faza cu aceste art coins și nu știu fac eu și de ce se mișcă așa de nașpa gen. În fine, aici la season. Ce este season? Același lucru, mă rog. Aici e your art. Ok. Cred că eu trebuie să construiesc, să pictez chestii, nu? Cred că ceva de genul ar veni. Păi și cum fac gen? Nu înțeleg. Man. Apăs pe el și nu se întâmplă absolut nimic gen. Ok. Bărza ciudat. Trebuie jocul ăsta, sincer să fiu. Ok. Aici pot să cumpăr chestii, practic. Chestia asta cu ce cumpăr? Bă, dar toate chestiile se cumpără cu Robux și aici. Pur și simplu, nu știu ce-s chestiile astea. Ok. Asta e tip artist. Bă, dar pur și simplu chestiile astea sunt complicate. Rău, bă, băiatule. Adică nu fac și un tutorial sau ceva. Nu știu. Asta ce? Na, evident că ceva cu Robux. Așa și your art. Bun. Deci e clar că e ceva aici. Însă nu știu cum să fac chestia asta. Asta e problema, gen. Așa. Your art. Păi și aici ce fac, vere? Să înveți un minigame pe Roblox e cea mai, nu știu, cea mai grea chestie, practic. Ok. Aici, eu ce pot să fac aici? Păi, ce chestia asta? Tip gear. Eu nu pot să fac nimic aici. Man, n-are niciun sens, pur și simplu. Your text here. Ok. N-am sold 0 Robux. Ok, oare te să fac aici? Bun. Hai să iau chestia asta. Fii atent, gata, bă, am înțeles. Trebuie să desenez chestii, practic, nu? În fine. Oare ce pot să desenez? Fii atent, o să desenez un câine. Sau, bă, o să desenez o pâine. Asta e faza. Pentru că, na, ok. Care-i o coroanță de maro? Stai, care culoare ar fi bună, oare? Ok, asta nu, asta nu. Asta nu. Da, bă, nu știu exact, sincer. Nu știu, hai să dăm așa, la maxim. Și aici. Oare asta? Bă, cred că asta ar fi. Nu știu, hai să vedem. Să fac o pâine. Ok. Bă, zic că e ok. Nu cred că e așa de rea până la urmă. Hai să o desenăm aici. Poate să colorăm toate porcările astea, gen. Hai de pe aici, brodre, frumos. Elegant, legal. Bă, dar se colorează destul de greu, sincer. Fine. Dacă ți-e așa apăsat, se colorează mai ușor, sincer. Așa că dați neapărat un like dacă ați ajuns până aici. Să vedem dacă chiar primim Robux și gratis. Hai să vedem. Hai de pe aici. Bă, deja am colorat cam jumate. Bă, dar e greu, rău să colorez chestia asta pe bune. Cine s-a gândit la așa idee de minigame ăsta pe Roblox? Că nu știu cum se numesc, gen, minigame se numește, nu? Scrieți neapărat în comentarii ce mai știți voi despre Roblox, ar fi foarte important, pentru că eu nu știu chiar foarte multe chestii. Hai de pe aici. Nice. Bun, bă, numai pâine nu seamănă asta, sincer să fiu, dar o să încerc să scriu aici bread, pentru că vă dați seama că ăștia sunt, nu sunt români, oamenii mei. În fine, aici șterg, nu? Stai, cu ce șterg? Eu șterg cu asta. Nu seamănă deloc, sincer. Cum se face un B, deci? Fii antenă. Așa. Deci, bun, fiți antenă aici. Practic așa. Bă, dar nu se pune până pătățelul care trebuie, bro. Fii antenă. Cum aș putea eu să fac un B? Oh my god, cât de aproape eram. Să șterg partea de jos, că partea de jos e cam nașpa, sincer. Da, complicat, trebuie să faci un B, sincer. Bă, deci ce culoare alb? Bă, oamenii ăștia pur și simplu nu știu să facă un mini-game cum trebuie. Adică pe une. Fac aici, nu știu. Revin eu când pot să fac ceva. Bă, fiți antenă, ăsta seamănă mai mult cu un cartof și m-am gândit să scriu potato, adică cartof. Poate îmi donează și mie cineva. Mai să vedem, pot. Hai să facem tu acum, brodere. Pot. Doamne, bă, dar complicat e, mă, frate.
Pe bune. He, haide. Doamne, ce o. Ăsta e mai mult. Nu e nicio literă mai mult, sincer. Și tu ăsta. Na, trebuie să șterg tot acum. Fie antrenă de nu. Da, exact cum credeam. Acum seamănă puțin. O, sincer să fiu, nu. Ok, dar nu contează asta. Hai să luăm brocare chestii mai de bine. T. T. A. Mă. Până scriu aici, da, revin. Bă, sincer, eu zic că seamănă destul de mult potato. Pentru că scrie așa foarte frumos, elegant. Hai să vedem. Bun, finish. Stai. Cum să se numească? Potato, bro. Oh my god, se pare că acesta așa se numește. Bun, hai să cumpăr frame. Am trebuie Roblox, da, ca de obicei. Și finish. Cum dau finish, bro? Am dat finish? Unde a apărut? Man, să nu zici că a dispărut acum. Don, haide. Unde, bă, unde a apărut gen? Nu înțeleg. Așa, un customization. Bă, și unde a apărut, man? Starter aici, don. Pur și simplu, bă, ghelă pe față, mi modul ăsta. Bă, deci fiți antenă cumva, acum practic am reușit să fac cumva, am reușit să pun un nume aici, am reușit să fac mai multe chestii. După câte vedeți, am făcut două picturi de-astea, practic două arte, cum se spune, pentru că asta practic e o artă, pur și simplu. Bă, cineva trebuie să plătească 5.000 de dolari pentru chestia asta, adică pe bune, e o artă chiar foarte mișto, însă ambele tablouri, cum ar veni, sunt cu cartofi, pentru că ce crezi? N-am avut idee de ce să desenez și o pâine, nu știu, nu prea arăta foarte mișto. Acum seamănă mai mult cu un cartof ăsta. Bro, de ce are inimă pe el, gen? În fine, ziceți voi în comentarii dacă seamănă ăsta cu un cartof sau nu. Bă, eu cred că seamănă imens de mult, sincer. De fapt, nu imens, foarte mult, gen. Hai să vedem, bă, hai să vedem ce are concurența, pentru că, bă, fie atent, ăsta chiar se pricepe. Bă, ăsta chiar se pricepe, sincer. N-am să zic, nu. Wow, bă, chestia asta trebuie să încerc și eu să fac ceva foarte, foarte multe desene interesante. Să vedem, câți Robux primesc. Bă, voi vedeți ce are ăsta aici. Are desenul ăsta expert, joacă de 30 de ani aici. Pur și simplu e imposibil așa ceva, okay? Bă, starea Among Us, fie antrenă de nu. Ok, ăsta ce are? Ăsta n-are nimic foarte wow. Bă, dar oare pot să fac cumva dacă ăștia au primit donații, gen? Ok, și ăsta și-a pus numele Please Donate. Ăsta are 50 de Robux. Bă, cred că trebuie să pui prețuri. Doamne, bă, cred că sunt proști și n-am pus prețuri. Stai așa să mă uit cum ar fi acum să le fure ăștia pe gratis sau ceva. În fine, mă ream cum se editez asta. Not for sale. Să n-am cumva cum să o editez, bro. Ha, da. Mă gândeam la asta. Oare am cum să editez, stai așa. Bun, deci nu aici, brodere. De așa, edit. Așa. Starter. Bun. Păi și acum au pus aici și nu se întâmplă absolut nimic. Da. Cred că ne-am dus sincer. Așa că sper că v-a plăcut episodul. Hai să mai vedem ce mai este pe aici. Oare e aici ce? Cum ar fi să fie o secțiune unde se dă Robux și gratis? Unde se dau, nu unde se dă, apropo. În fine, asta costă 200 de Robux. Bă, tu ești nebun la cap. Ok, aici nu știu ce e, 1000 de art coins. În fine, nu uitați neapărat de un like, un follow pe Instagram, un subscribe și noi ne auzim data viitoare și pa, pa. Noi is going to buy this, lol. Și că nu o să cumpere nimeni asta, lol. Bă, ăsta a zis de desenul meu, ești nebun la cap. Ia uite, bă, ce mărlămoi aici, ești nebun. Cum o să zică de desenul meu? Doamne, frește, ce marța foi pe aici.